Și, dar în alt vulger, am încercat să o băgăm puțin așa prin ce, să o apropiem așa de altul public și de tinereți, prin tinereți, să nu fie că și la România când am cântat, cântec, bătânul, îți spune, lasă pe asta, că acum să bagă și la copii și la aceștia manele, niște programe de alea live, mare frate, nu știu ce, și asta. În Serbia a trecut asta și e foarte interesant. Bine, acum mai câte una sărbească, dar pe urmă, când se termină programul lui Cultură Zi, merge pe urmă românește. Da? Bine. Atunci poftiți la microfon.